Un incendiu violent a izbucnit miercuri seara la o casă din localitatea Râu de Mori, în urma căruia o fetiță în vârstă de 13 ani a suferit arsuri de gradul 2 pe față și mâini. Incendiul s-a manifestat cu putere pe întreaga suprafață a casei, inclusiv la acoperișul unei anexe din gospodăria oamenilor, existând riscul de a se extinde și la locuințele din vecinătate. Pompierii punctelor de lucru Totești, Bretea și cei ai detașamentului Hunedoara au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-o casă din localitatea Râu de Mori. La sosirea echipajelor operative la locul solicitării, incendiul se manifesta foarte violent pe întreaga suprafață a casei de aproximativ 100 de metri pătrați și la acoperișul uneia dintre anexele gospodăriei, cu posibilitatea de propagare la celelalte două anexe cu structură din lemn și la casa învecinată. O minoră în vârstă de 13 ani a fost surprinsă de eveniment, dar a reușit să se autoevacueze. Micuța a suferit arsuri la nivelul feței și mâinilor, fiind transportată la spitalul din Hațeg de către o ambulanță a serviciului județean. În urma incendiului de la Râu de Mori a rezultat o victimă de sex feminin minoră, 13 ani, cu arsuri de gradul 2, pe două treimi din față, antebrațe și mâini. Victima a fost evaluată, stabilizată la fața locului și transportată la spitalul din Hațeg. Ulterior s-a solicitat ambulanța cu medic pentru transferul la spitalul de pediatrie din Timișoara, a declarat dr. Călin Dumitrescu, purtătorul de cuvânt al serviciului de ambulanță județean Hunedoara. Pompierii militari au localizat și au lichidat incendiul înainte ca flăcările să se extindă la celelalte construcții.